Ok. Deci eu acum sunt pe sistemul de la distanță, am dat în MUX LS să văd sesiunile și apoi să faceți și voi vă rog același lucru. Dacă sunteți atenți atașați cumva, este cineva atașat, da, Cristi și Teo sunteți deja atașați, detașați-vă, vă rog, din sesiunea voastră, folosiți Ctrl B și apoi separat de și dați comanda tmux să teci minus t razvandă cu toții. Hai să vedem. În cazul în care am greșit când am vrut să mă loghez userul, închid și redeschid sesiunea sau chituia la Nu un moment înțeleg dat? ce s-a întâmplat. Rep mai ziua. Am băgat login-ul tale, SMX, bla bla, Așa, și păi după aia la parolă... dă un enter și după aia va cere din nou login. Ok. Răzvan, Dragoș, m-am găsit anunț că nu se poate participa azi și să știi că dacă nu îl vezi atașat și alea e Ok, fiindcă în nu poate regulă, în participa. regulă. O să vadă filmarea. E ok. Hai să mai stă un minut să vină toată lumea conectată la TMUX. Deci trebuie să vedeți toții comenzile pe care le dau eu aici. Bun. Dacă aveți încă probleme, eventual pentru ce vă puteți uita și pe ecranul meu, dacă nu ați reușit să dați TMUX, să test sau ceva în genul ăsta. Partea de acum pe care o să demonstrez e un pic mai tehnică, dar mi se pare foarte bună pentru a înțelege ce se întâmplă cu shell-ul și de ce există explicații pentru funcționalități. Sunt cazuri în care se dau comandă, se prins, băi, cum spuneați mai devreme la alalte, știi, băi, fac o chestie ca mecanic, nu-mi dau seama de ce se întâmplă. E, cu chestia asta ne vom da seama de ce se întâmplă. E un lucru foarte bun să înțelegem modul în care funcționează shell-ul, modul în care comenzi funcționează, de ce se întâmplă, cum se întâmplă și apoi să ne dăm seama când e bine să le folosim și care dezavantajele sale, pentru că unele dintre ele vin cu consum de resurse și pot să ne încurce în anumite situații. Și ca să facem treaba asta, hai să ne uităm așa. Ce o să facem aici? Ăsta este un shell. Deci eu acum, dacă uitați undeva în bara de jos, apare acolo două puncte bash steluță. Da? Aia înseamnă că e sesiunea mea curentă. Dacă, de exemplu, dau control B și 1, acum am ajuns pe sesiunea 1. Apare acolo 1, 2 puncte bash steluță. Deci, în sesiunea asta de TMUX, sunt niște subferestre. Eu am și fereastră, fereastra 0, asta de aici, există subfereastra 1, subfereastra 2. O aici o să hai să lucrăm pe subfereastra 2 să folosim shell-ul. Ce o să fac pe fereastra 2? Dau comanda echo dolar dolar. Ce face comanda asta? Dolar dolar este un construct care mi-afișează, de fapt, este dolar este constructor și dolar este un fel de dereferențiere. Îi spune, bă, vreau valoarea dolarului. Exact cum, de exemplu, echo dolar path e valoarea variabilei path, echo dolar user e valoarea variabilei user, echo dolar home, ia home-ului, echo dolar pe WD, există și variabila anumită dolar. Și dacă să, că, deci, ca să văd valoarea variabilei dolar, dau dolar dolar, ca să văd valoarea ei. Și asta este 167717. Chestia asta se cheamă PID, Process ID. Deci ăsta este identificatorul procesului shell. Orice fel de aplicație când rulează, se spune că rulează ca un proces. Iar shell-ul este un astfel de proces. Este o aplicație care rulează, deci este un proces. Sau un program în execuție. Orice proces are un PID. Noi când dăm o comandă cum este aia PS, aici ne apar PID-urile proceselor. Nu o să dau PS-E, că știu că scrolează foarte mult la cei care sunteți pe ecran web, PS-E, că toate procesele, dar ați prins ideea.
când dau PS, mi-apar PID-urile aceste identificatoare ale proceselor. E, și acum, ca zic ce se întâmplă, hai să facem o primă chestie. Există o comandă, o să intru pe consola 1 acum, să vedem chestia asta. Există o comandă care se cheamă strace. Comanda strace ce face? Face system call tracing. Rețineți, dacă mai țineți voi minte ieri, spuneam noi că avem ceva în genul ăsta. Aici este aplicația, trebuie să comentez un pic. Aplicația face apel, să spunem, face library calls, face apelul la biblioteci, cum ar fi, de exemplu, printf, scanf, fget și așa mai departe. Chestii standard, chestii din ANSYS. Și apoi, în continuare, face system calls. Sau se duce la sistemul de operare, cum ar fi write, read, open, socket și așa mai departe. Ăstea se cheamă native API. API nativ sau API de sistem. Sau system API se mai cheamă. Eu cu strace, cu comanda strace, pot să văd ce apel de sistem se întâmplă. Asta mi este util din mai multe puncte de vedere. Prima chestie este ce o chestie didactică, o chestie de învățare. Bă, ce se întâmplă cu sistemul meu? Când fac chestia, ce se întâmplă? Al doilea lucru care este foarte relevant, orice fel de acest apel de sistem înseamnă un overhead. Și dacă, de exemplu, se fac foarte multe, înseamnă că e nevoie de foarte multă cerere la sistemul de operare și asta aduce un nou overhead și face lucrurile mai dificile. Încă o chestie care este foarte relevantă, asta i-am un fel de trademark al meu, ai folosit strace, când ceva se blochează, te gândești, bă, da, de ce s-a blocat chestia? Care e faza cu ea? Cum de s-a blocat? Dai comanda strace și vezi, aha, de s-a blocat chestia, hai să mă uit în ea. Și să dăm un exemplu. Dacă dau o comandă simplă, să spunem strace-ls, atenție, o să fie un output destul de mare, nu vă speriați. Ce face chestia asta? Îmi afișează toate apelurile de sistem, sunt destul de multe, nu e nevoie să face fiecare, e doar noi la ele, pe care le face comanda ls. O chestie foarte interesantă este această comandă, acest apel de sistem exec ve. Acest exec vă ce face, vezi că a găsit executabilul bin ls, asta a făcut celul în spate și execută practic în procesul nou creat acest exec. Deci asta face shell-ul. Ia un executabil, îl pune în memorie și îl execută, creează un proces din el. Asta face procesul exec vă. După care apar apeluri precum, imediat, iertare. Apeluri precum open, read, fac un fel de citiri. Dacă, de exemplu, vreau să dau doar un apel de sistem, dacă, de exemplu, dau strace-e write, o să văd ce apel face write-ul. Și, de exemplu, write-ul văd că face write la 1. Ce înseamnă 1? Știți? Când fac write la 1. Vă sună cunoscut 1 ăsta? Da, asta e standard output. E standard output-ul. Deci cumva e bine să avem în vedere că există niște 1 când avem undeva să nu standard output, ieșirea standard. 0 înseamnă standard input. Și 2 înseamnă standard error. Astea sunt, se cheamă descriptorii standard. O clipă. Scuzați-mă un pic. Scuze. Așa. Deci asta face el, scrie acolo. Deci avem aici 3 apeluri write. De ce avem 3? Pentru că el face pe 3, face 3 linii, vedeți? Face un write, încă un write, încă un write. Și ăstea le afișează aici. Bun. Dacă e la fel, pot să dau, folosind comanda strace, pot să văd doar fișiere deschise, open at. Da? Și ca să scap de output-ul comenzii ls, pentru că nu mă interesează, dau mai mare în dev null. Ce face mai mare în dev null? Mai mare ăsta, țineți voi minte, că înseamnă redirectare la ieșire. Adică ce afișează el la ieșirea standard, comanda în cauză,
pune în dev null. Dev null înseamnă gaură neagră. Când semnul de vastă deci de nu înseamnă că nu interesează, aruncă-l acolo, îți dispară, nu ne interesează. Aia înseamnă, bă, I don't care about it, throw it away. Și când facem chestia asta, ca acel output de mai sus, bă, underscore Căinaru, Dragoș 1, Bogdan D, Cristina U, Mihaela Smuc și așa mai departe, au dispărut, pentru că nu mă preocupă, vreau doar output-ul să trace și atunci, pentru că vreau doar output-ul să trace, output-ul comenzile să îl redirectez cu mai mare, îi spun, bă, du-te în gaură neagră. Nu mă interesează ce faci tu acolo, vreau să te ignor, vreau să-mi dai doar output-ul să, doar output-ul să trace, scuzați-mă. Și acum întreba este pe ok, de dacă, de exemplu, output-ul ăsta e pus la dev null, output-ul să trace, care e faza cu el? Ei bine, output-ul să trace este la standard error. Dacă, de exemplu, mai pun în continuare 2 mai mare dev null, îmi pune și eroarea, care este standard error-ul, unde să trace-ul scrie, mi-l pune și ăla la ieșirea standard. Îmi pune și pe la dev null, scuzați-mă. Deci și ăla este în gaură neagră și ăla dispare și atunci n-apare nimic. Dacă, de exemplu, pun doar 2-ul, doar descriptorul 2, doar eroarea, atunci apare doar cu comenzii LS, nu mai apare nimic din ce face să trăiți. Uitați-vă peste treaba asta ca să clarificăm un pic faza asta cu redirectările și ce s-a întâmplat pe aici. Interesul meu aici a fost să văd ce fișiere deschide rularea comenzii LS, adică procesul creat din executabilul slash bin slash LS. Și ăsta este modul în care eu pot să investighez mai multe comenzi, procese. Să dacă mă adă PS, ăsta deschide foarte multe fișiere. Dacă dau, ce comenzi mai foloseam noi? Which slash bin slash ls de which ls. Da? Deci ăsta deschide usr bin which și acolo se uită la el. Da? Deci se deschide doar 3 fișiere. Ce mai aveam noi? What is ls. Se deschide foarte multe lucruri, se uită multe fișiere. Deci asta ne putem uita, bă, dar ce face comanda asta în spate? Dar ce fișiere se uită? De ce se uită la ele? Deci asta, aparent comanda asta, de exemplu, asta cu what is, se uită într-un cache din pagini de manual și de acolo își ia informațiile. Nu știam asta, am aflat și-o acum. Deci aici este aparent un cache de pagine de manual unde se uită. Bun. Hai să investigăm ce face shell-ul. O chestie care e foarte interesantă este posibilitatea ca eu să investighez ce face un proces care deja rulează. Deci aici când fac ce întâmplă de fapt, pornesc o comandă și o și investighez. Și întrebarea este, pot să investighez un proces care deja a rulat? Și răspunsul este da. Dacă, de exemplu, intru aici, dau comanda slip de 100, ai primit prea mult, slip de 30. Ce voi face după aceea? Intru aici. Și o să dau comanda PID of slip. Cu ajutorul comenzii astea, voi afla acel ID, acel PID al procesului slip. Și folosind S3-P acest PID, eu pot face monitorizarea acelui proces. Și văd că acel proces este blocat, cum ar veni, în acest apel. El rămâne cumva agățat, vedeți? Restart underscore Cisco. Și după ce s-a încheiat, că acum el s-a încheiat, dacă mă uit aici, el s-a încheiat, îmi spune, ok, și-a închis 1, a închis 2 și a închis descriptorul și s-a scris aceste fișiere și apoi a ieșit. Deci ăsta este un mod care poți să investigi un proces. Orice proces vreau poți să-l investighezi. Asta e o chestie foarte bună când un proces o ia pe ulei, când un proces se blochează. Dai să trăiți minus pe PID-ul lui și te uiți, bă, ce face la spate? Ce se întâmplă? E grav, e mult, e puțin, face, deschide multe fișiere, s-a blocat în ceva, ce se întâmplă cu el? Vezi că de multe ori multe procese intră într-un fel de buclă și tot vor să deschidă socket sau fișiere sau comunică cu alte procese, fac IPC-uri, vor să facă mutex-uri. E o chestie foarte bună pentru investigație să trăiți. Deci putem să monitorizăm un proces care deja rulează.
Și partea asta este foarte interesantă în cazul nostru, să ne uităm la, să monitorizăm un shell care rulează. Și știu mai devreme că am fost aici, mai dau dată comanda echo dolar dolar și văd PID-ul shell-ului. Este ăsta. Și vin aici și hai să monitorizăm pe ăsta. O să iau un pic scary la început. Ce face acum shell-ul este cumva în așteptare. Această comandă pselect 6, acest apel de sistem, este unul care spune, băi, aștept să-mi scrie ceva cineva undeva. Vezi ce face? Opa! Dau în shell, apăs pe L. Atât. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat. Opa! Și am apăsat și pe 1, în fine. Deci, am apăsat pe L și acest L, observați-l aici, a fost citit de shell de la 0, de la intrarea standard. Deci l-am citit. Asta a fost, bă, l-ai primit, totul este în regulă. Și apoi ce se întâmplă cu el? Îl scrie la ieșirea standard. La eroare, pardon, la standard error. E 2. De ce se întâmplă? Eu apăs pe o tastă, e trimisă de terminal către shell, shell-ul o citește și apoi îi face un fel de echo la standard error. Deci o și afișează. Nu este implicit când eu apăs să-și apară pe ecran. Că după cum știți, la parole, când vă scrieți parola, nu este un mod echo. Ălea sunt cu modul echo off. Ăsta este cu modul echo on. Când apăs pe ceva, shell-ul primește și apoi ce face shell-ul mai departe și trimite acea tastă apăsată la monitor. Și ce mai fie niște backspace-uri, de-aia s-a făcut un pic terci chestia asta. Hai să apăs și pe S. Apăs pe S. Și revin în asta. Am apăsat pe S, i-a făcut echo off. I-a făcut din nou echo și S-ul. Și acum o să fie ceva scary, dar vreau să facem pe S cum arată, când voi da comanda Enter. Când dau comanda Enter, aici mi-a dat tot ce face shell-ul ca să pornească acel nou proces, acel proces de S. Și face multe, multe lucruri. Nu e relevant să pe aici, face tot felul de nebunii. O chestie aici este că pornește, apare aici undeva în care spune sigchd, pornește un proces nou, face multe, clone înseamnă că el creează un proces nou, deci creează o nouă comandă și la sfârșit de tot ce face, asta e chestie foarte interesantă de asemenea, face write 2, thales, aron vmx, dolar, două puncte, nebunia asta. Ce este chestia asta pe care aici am subliniat-o? E promptul. După ce a terminat comanda, reafișează exact. Promptul. Deci, exact. La sfârșit de tot, afișează din nou la eroare, la standard error promptul. Cum afișează promptul? Există o variabilă a shell-ului, imediat. Se cheamă $ps1. Asta e variabila, ps1. Care este prompt. E un fel de config care îmi spune mie promptul. Dacă eu modific pe asta, shell-ul, deci, practic, shell-ul la sfârșit de tot face un echo la eroare, la un print, dacă vreți, la standard error, afișează acest prompt. Asta face în spate shell-ul. Dar ce am văzut noi până acum aici e o chestie cumva așa minoră, să-i spunem. Hai să fie o chestie mai interesantă. Hai să-i facem niște opțiuni cu care să ne uităm doar la ce face la apelurile sale de creare de noi procese, adică atunci când face clone, când spune, băi, creez un nou proces și după aia la apelurile de exec în care ia un executabil și îl pune în acest nou proces. Deci facem crearea unui nou proces și cumva la unui proces. Hai să facem și exit group, ca zic când ceva iese. Exit group este comandă de ieșire. Deci este când se creează un proces, când se execută un executabil, ăla este execu, și când se iese, să le pun și pe ăsta ca să fie cumva în ordinea lor naturală, deci clone, exec vre și exit. Creare proces, executare în acel proces a unui program, un executabil, și apoi când ăla iese.
Și hai să facem chestia asta. Și hai să zicem ce se întâmplă. Nu mai avem chestii. Minus F ce înseamnă? Minus F înseamnă follow children. Adică înseamnă vreau să monitorizez după ce creat un proces, se cheamă proces copil și ăla nou creat. Deci minus F înseamnă follow children. Ca să vezi după aia, bă, lea ce fac. Pentru că tu creezi un proces folosind clone, tu shell-ul, dar după aia procesul ăla nou creat e ăla care face exec ca să încarce în el acel executabil, bin ls. Tot așa, procesul nou creat este ăla care face exit group. Deci cumva, din astea trei apeluri de sistem, shell-ul face clone, iar procesul nou creat face exec, vie și exit group. Eu îl creez, el se transformă și după aia iese. Cam astea sunt, să spunem, analogiile. Hai că o să clarificăm asta, acum mai uităm după aia vedem ce se întâmplă și după aia începem să discutăm pe marginea asta. Hai să dăm comanda ls. Și hai să zic ce s-a întâmplat. Asta e tot output-ul. Da? Cam am limitat doar la astea trei. Ce se întâmplă? Se creează un nou proces și ăsta ne spune aici că are PID-ul 1727. Deci s-a creat un nou proces. Și spune process 17278 created. Acest nou proces, apare aici un PID 1278 în fața acest prefix, execută execvie. Adică se transformă, cum ar veni, execută acest executabil bin ls și spune, băi, vreau asta să execut. Da? Deci, cumva se creează un fel de, cum să zic eu, un fel de vessel, un fel de veșmânt e procesul ăsta și în acest vessel, în acest transportor, se încarcă în această armură, se execută procesul bin ls, executabilul bin ls. Se execută bin ls și după ce se execută, evident că iese. La fel, dacă de exemplu, hai să dau asta mai departe, să nu se vadă nimic aici, dacă voi da comanda ps, va apărea la fel că ăsta execută imediat, a executat bin ps. Da? A creat un nou proces, 17297, a dat bin ps și după aceea asta a ieșit. În mod similar, dacă, de exemplu, dau comanda df, se întâmplă aceeași chestiune. S-a executat bin df, se iese și aia mai departe. Dacă, de exemplu, voi da comanda sleep de 10 și mă duc aici, a creat procesul sleep, l-a executat, dar ăsta doarme 10 secunde. Deci mai stăm un pic până să ne apară exit-ul. Mai stăm un pic. Gata. Și acum, după 10 secunde, ăsta a ieșit, a apelat exit group și a ieșit. Deci așa funcționează. Se creează un proces nou, se execută în acest nou vessel, în această nouă armură, în acest corp, să spunem, se execută acel fișier executabil și după aia ăla iese. Sau iese bine, dacă, de exemplu, așteptă ceva timp, nu mai iese, stă o perioadă. Și acum am o întrebare la voi. Ce se întâmplă când eu dau comanda echo Ana are mere? Ce îmi va afișa aici? Hai să testăm. Să ne uităm. Nimic. Zici, bă, am greșit ceva. Mai dăm o dată. Hai să dăm PS să ne asigurăm că e în regulă. Da, PS a apărut. Hai să mai dăm o dată cu echo. Nimic. De ce? Este o comandă internă, nu apare nimic, nu? Exact, este o comandă internă. Nu se creează un proces nou. Deși e dubios, pentru că dacă ne uităm un pic cu atenție aici, dacă dau comanda which echo, îmi apare că este în bine echo. Dacă însă dau type echo, îmi spune că este built-in. Ce se întâmplă, asta e chestia, aveți în vedere, echo este o comandă care este și internă, dar are și un backup extern. Deci are un backup într-un executabil bin echo. Ea by default este internă pentru viteză. Vă dați seama în acest context, în chestia asta, de ce deci, evident, s-a executat which, deci s-a executat which, a creat un proces, nu s-a executat which, s-a ieșit.
Îmi puteți spune de ce o comandă internă pe baza ce vedem aici este mai rapidă și mai eficientă decât o comandă externă? Păi nu se mai pierde timpul cu crearea procesului. Exact. Exact. Deci rămâne, o chestie rămâne doar în, numai că un proces nimic și rămâne cumva acolo. Și acum, hai să ne puțin, putem cumva să declanșăm să ruleze un proces echo? Desigur. Dacă dau comanda bin echo Ana RMR, îi spun explicit să-mi execute, să iei executabilul echo și atunci, într-adevăr, creează un proces și folosește explicit acest executabil. O chestie care nu este, poate o să fie utilă, există o comandă care se cheamă time. De exemplu, imediat, comanda time. Dacă dau comanda time ls, time este o comandă internă. Dacă însă pun usr bin time ls, asta va fi externă. Cum ne uităm la treaba asta? Păi ne uităm aici și vedem că când am dat, s-a executat time-ul, dar atenție, ce a făcut time-ul? Time a executat bin ls, da? Dar mai nu există, deci cumva time-ul execută în spate bin ls. Dacă însă voi da acum comanda asta de aici, asta este o comandă externă time care are niște informații mai detaliate decât time-ul intern, care ne face, ne măsoară cumva timpul rulat pentru timpul pe care a dat o comandă. Și dacă uităm aici, ce s-a întâmplat? S-a creat un proces 17385. Acest proces a făcut exec de bin time. Acest proces a creat un alt proces. Deci ăsta 17385 a creat 17386. 17386 a executat bin ls, a căutat după aceea, vezi că a căutat toate executate ls-urile. L-a luat pe ăsta, el nu are path, el l-a luat de rând. L-a luat pe ăsta până a nimerit. Și a nimerit pe ăsta. Și a zis, bă, ok, ăsta este. Deci el nu are path. Și atunci time-ul ce face? Caută cu exec. Bă, e bună la nu. E bună la nu. E bună la nu. Și ia pe rând. Nu știe care este. Că nu are acel cache pe care l-are shell-ul. Și după aia execută bin ls. După care bin ls-ul 17386 se încheie. Și după aia se încheie și 17385, adică time-ul. Și se revine înapoi în shell. Deci aici cumva avem un fel de creare în cascadă. Avem un proces copil, un proces cum ar veni nepot. Ăla nepot se execută, ăla iese și după aia iese și procesul copil și revine înapoi în shell. Ăsta este un mod prin care putem să investigăm cum funcționează shell-ul, cum funcționează comenzile, de ce se întâmplă lucrurile cum se întâmplă. Și aici mai am de arătat o chestie. Știți că, de exemplu, noi adesea avem o comandă, vă spuneam, avem ceva genul, să zicem ps-e, să spunem grep, hai să spunem grep Thales. Da? ps-ef, scuzați-mă. Stai să dau și aici un enter să fie mai separat. ps-f. Așa. Deci ăsta afișează multe tot felul de procese pe care le-am... Stai să face că... Ok. Deci ăsta afișează procesele din sistem. Îmi puteți spune pentru comanda asta câte procese au fost create? Două, că le-ai și listate acolo mai sus. Da, ăsta ar să fie într-adevăr. Să ne dacă așa este. Ia să vedem. Și hai să vedem cum arată chestiunea. Deci ne uităm un pic aici. Hai să vedem ce se întâmplă. Se creează un proces 17433. Acest proces 17433 este ăla, pardon, se creează procesul 17433. După aia, încă un proces, 17434. Vedeți? Unul aici și unul aici. 17433 creează bin PS, 17344 creează bin grep.
Ambele se execută, comunică cumva între ele, după care amândouă își încheie execuția. La fel și atât de mai jos, 17436, 17437, la fel se execută și încheie execuția. Deci astea două cumva se creează și apoi își dau unul altuia informațiile folosind acest operator pipe de filtrare, în care o informație merge dintr-un loc în alt loc. Grepul n-ar trebui să fie child al pusului? Nu, nu este. Cum se întâmplă chestia asta? Trebuie să fac un pic la pe grafic chestia asta, pe whiteboard, pe foliatul, că e felul ăsta. Aici este procesul bash. Și ce face ăsta? Creează un proces pe 1, creează un proces pe 2, creează și acest pipe, să spunem, acea țeavă, care astea comunică între ele. Procesul pe 1 apoi execută PS. Procesul pe 2 execută grep. Deci ăsta a fost clone. Ăsta a fost clone. Ăsta a fost exec. Ăsta a fost exec. Și acum procesul PS scrie aici. Procesul grep ia de aici. Da? Bash-ul le creează pe amândouă. Și apoi, procesele nou create execută PS și grep, bash-ul a creat, de asemenea, el a creat și acest pipe. Și le face să comunice între ele. De asta e partea aici. Și hai să mai insistăm un pic pe chestia asta. O să refac share-ul. Dacă, de exemplu, fac așa, fac grep thales și apoi mai fac o chestie cat minus d spațiu minus f1, hai să fac aici loc. Așa. Ce fac eu aici? Folosesc încă un pipe. Deci iau PS, îl trec prin grep și după aia ăsta îl trec în alt utilitar care se cheamă QUT. QUT este un utilitar care, dacă vreți, taie pe diagonal, taie fâșii din afișare. Ce face asta? Practic îmi obține doar prima coloană. Deci asta a fost comanda. E comanda care am zis creează procesul, trece-l printr-un pipe, după aia încă printr-un pipe. Hai să vedem cum se întâmplă în shell chestia asta. Ce se întâmplă acolo în spate, că asta este o chestie foarte interesantă pe care o putem și la și pe foaie. Ce se întâmplă? Hai să ne uităm cu atenție. Deci avem trei apeluri. Clone face așa. Se creează un proces cu pidul 17542. Încă unul, 17543, și încă unul, 17544. Deci se creează din prima aceste procese. În spate shell-ul mai face și o chestie și anume creează și acele două pipe-uri. Ca el după aceea să știe că ele comunică între ele. Procesul 17542 execută PS, 17543 execută grep și 17544 execută cat. Toate își execută acțiunile și apoi la sfârșit și 42, și 43, și 44 ies. Deci aia a fost tot. Fiecare și-a făcut treaba, a creat cel de la bun început trei procese și apoi ce s-a întâmplat este că ele au comunicat prin pipe, a creat și pipe-urile, acele moduri de comunicare, iar la sfârșit și-a încheiat toate execuția. De nimica special aici, totul pare că e conform așteptărilor. Și atunci să facem următoarea chestie. Hai să presupunem că eu vreau să dau cumva două comenzi una după alta. De exemplu, comanda PS și LS, dacă pun operatorul punct și virgulă, acest operator este un operator shell care se cheamă că face secvențierea comenzilor. Ce înseamnă chestia asta?
înseamnă că cele două comenzi se execută una după alta. E un mod foarte facil în care nu o să dau PS și apoi dau încă o comandă, le pun cu punct și virgulă, ca să am un fel de într-o singură linie. Asta se mai cheamă un one-liner. Ca să-mi dau două comenzi, le pun pe o singură linie. Ce face shell-ul în situația asta? Îl execută pe primul, ăla iese, după care îl creează pe al doilea și ăla iese. Ce înseamnă că cel mai creează două procese, ci creează un proces, îl execută, după care, după ce l-aș încheie execuția, creează alt proces, se execută. Deci cumva totul este secvențial. Nu se face așa un fel de paralelism, cum apărea mai devreme la pipe-uri. Și încă o chestie, mai există în shell un operator care se cheamă operatorul mai mare, mai mare. Sau și. Răzvan? Da, spune. Și dacă dai PS pipe plus, foarte tot bun. Așa creează trei procese? Nu. Deci, e foarte bună întrebarea, dăm așa. De ce ar crea trei procese din punctul tău de vedere? Păi nu, n-aș vedea motivul pentru care, dar mă gândesc că dacă are un mecanism intern atunci când îi dai pipe, mă gândesc că mecanismul ar reacționa tot timpul la fel. Da, păi da, și mai devreme tot așa, tot două procese crea. Deci, într-adevăr, hai să facem chestia asta. Hai să ne uităm puțin la ăsta. Am văzut aici că face, deci avem așa, clone, deci creează, execută, iese, creează, clone, execută, iese. Deci cumva sunt secvențiale. Hai să vedem cum s-ar întâmpla aceeași chestie dacă îi dăm cu pipe, într-adevăr, aceeași comenzi, cumva output-ul putea trece prin LS. Evident că LS nu face, că LS nu este un filtru cum este grep, nu se apucă și prelucrează. Pentru LS e nerelevant că PS-ul a pus acolo. L-a pus într-un pipe, LS-ul ignoră, aia. Și atunci să vedem ce se întâmplă. Se creează un proces, se creează și celălalt, se execută și ies. Deci, practic, ca să fac chestia asta aici, dacă avem comanda de forma A pipe B, ordinea pe care o face shell-ul este clone, se face apoi exec, exit. Da? Deci, cumva e un fel de chestie de paralelism. Creează două procese, apoi unul face A, unul face și pipe-ul, le creează și pipe-ul și apoi le ies. Pe când atunci când dăm secvențiere A, punct și virgulă B, se face clone, exec de A și exit și apoi, imediat după, clone, exec și exit. Exec de B. Asta e, să spunem, diferența doar cu de vedere, dar asta are alt feature altogether, pentru că B-ul practic citește din pipe ce-i dă ăsta. Aici nu au nicio legătură, ele sunt complet separate. Ăsta aici este un mecanism de comunicare, se cheamă că este un IPC, Inter-Process Communication Pipe-ul. În mod normal, cum este aici, nu comunică, aici comunică. Dar dacă luăm la parte ce face fiecare operator, în spate, ideea este că ăstea se fac cumva în paralel, adică clone, exec, pe aici sunt secvențiale. Close, exec, exit, close, exec, exit. Am lămurit, Cristi, asta? Da. Ok, perfect. Și atunci, aici mai avem o chestie și ca să încheiem, să spunem, capitolașul ăsta, revin cu share-ul. Există un alt operator shell care este foarte interesant, foarte util, este ampersand. Ce face operatorul ăsta? Operatorul punct și virgulă este un operator de secvențiere necondiționat, că doar le secvențiază. Exemplu, după aia, pe a doua, dacă am trei comenzi, hai să dăm și chestia asta, hai să dăm ps punct și virgulă ls punct și virgulă df punct și virgulă, ce mai fi? Ce comenzi care sunt foarte simple? Nu mai vine niciuna acum. LSPQI. Nu, ARCH. Ok. Bun, și avem tot felul de comenzi. Da, patru comenzi. Dacă ne uităm în ăsta, cum se întâmplă comenzile astea? Sunt totul secvențial.
Tai să dăm un enter că nu mai fac diferența între ele imediat. Așa. Să le execut iar. Deci avem așa. Se face clone exec exit de ps, clone exec exit de ls, clone exec aici exit de de df și clone exec și exit de arch. Și ca să facem cumva și compatibilitatea de care a zis Cristi, dacă e să punem loc de punct și virgă, că dacă punem pipe, așa peste tot, și ne uităm aici, ce s-a întâmplat este că s-au făcut una, două, trei, patru clone-uri, una, două, trei, patru execuri, ls, df, arch, ps, și una, două, trei, unde un exit? E mai sus un exit? Dacă nu... Deci exec 1, 2, 3... Cred că ratez un exit undeva. A, este killed. Da. 1, 2, 3... Dar nu-mi dau seama unde este un exit. O fi mai sus undeva. Are să fie și al patrulea exit undeva. Probabil că nu-l mai prinde dintr-un alt motiv. Deci astea sunt cumva făcute în paralele, exact cum ai zis mai devreme. Și vă spuneam de chestia cu ampersand, ampersand. Ce face chestia cu ampersand? Ăsta este un operator de secvențiere condiționată, care spune așa, doar dacă comanda anterioară este, rulează cu succes, execută-n comanda asta. Deci spune, dacă aia merge cu succes, execută-o pe asta. Întrucât PS-ul se execută cu succes, se execută și LS. Ca în cazul de față, rezultatul este similar cu punct și virgulă. PS se face clone exec exit, clone exec exit pentru LS. Ce este interesant este că dacă, de exemplu, aș da operatorul pipe-pipe, care este operator de secvențiere condiționată negativă, adică dacă PS-ul a ieșit cu eroare, execută LS. Deci în caz de față înseamnă, băi, PS-ul se întoarce cu succes, deci LS-ul nu se execută. Și dacă ne uităm aici, vedem că, stai că am putut să dau asta mai departe, se execută doar PS-ul, nu se mai execută LS-ul. Shell-ul se uită la ce a făcut PS și văzând că s-a mers cu succes, iar LS-ul se, e condiționat executat doar dacă s-a întors cu eroare, nu mai execută. Spune, gata, e game over. Nu ne uităm la el, rămâne așa. Aș avea o întrebare. Da. Cu end-end, înțeleg atunci că este strict să-l condiționeze dacă cumva comanda anterioară a reușit, corect? Uh-huh. Adică rezultatul comenzii anterioare nu poate fi accesat, să zicem, de următoarea comandă, cum este la pipe, de exemplu. Ceva în genul ăsta, da. Am înțeles. Ca să fiu mai, un pic mai clar, ce se întâmplă este că, după cum, dacă ai făcut un pic de programare, când un program se iese, tu îi spui acolo, de exemplu, dacă, hai să fiu un exemplu, dacă dau un program, fac un program simplu C și fac așa, int main void, și dau programului ăsta exit de 1. Sau hai să dau direct return 1, cred că e aceeași chestie, return 1. Așa, și îl compilez pe ăsta. Shell-ul are o variabilă care se cheamă semnul întrebării. Dacă dau dolar semnul întrebării, valoarea variabilei alea. Și asta îmi spune care este eroarea acelei comenzi. Care este codul de ieșire, pardon, se cheamă exit code. Evident că eu pot în programul meu să pun și return de, să spunem, 42. Da? Și după aceea să-l compilez. Și acum când rulez, ăsta o să-mi spun aici că este 42. By default, în lumea asta, în C, Linux, sisteme, când o funcție întoarce 0 sau când un program, când o comandă întoarce 0, are exit code-ul 0 sau valoarea 0, aia înseamnă bine, înseamnă e ok. E status success. Când întoarce ceva diferit de 0, se spune că este eroare.
Astfel că în situația asta, întorcând 42, aia înseamnă că este ceva diferit de 0, deci este o eroare. Și când dau comandă de genul ăsta test și și ls, nu va executa ls pentru că spune, băi, dar test nu e cu succes. Dacă însă aș pune că întoarce 0 și l-aș rula și acum spune chestia asta, într-adevăr a rula ls-ul pentru că se întoarce cu succes. Chestia se poate vedea și în S3, dar aia este explicația. Deci eu pot cu acea construcție dolar semnul întrebării, dacă îmi doresc în shell, pot să văd care este exit code-ul unei comenzi anterioare. Un exit code de 0 înseamnă succes, un exit code diferit de 0 înseamnă insucces. Un alt exemplu este... La fel și negativ dacă ar fi, nu? Dacă da, orice diferit de 0. Orice diferit de 0. Multe comenzi sunt pe chestia 0-1, înseamnă a mers sau n-a mers, și de obicei 2 înseamnă ceva destul de nasol. Vă dau un exemplu. Dacă eu caut șirul Bubu într-un fișier, să spunem, în Ethical Services, sper să nu este Bubu acolo, nu apare nimic, observați. Comanda aia a mers cumva comanda, dar n-a găsit nimic. Dacă dau echo dolar semnul întrebării, îmi spune 1. Dacă însă aș da grep după TCP prea mult, IMAPS mi-ar găsi ceva și dacă dau echo dolar semnul întrebării, e 0. Deci a găsit ceva, este succes. Dacă nu mă înșel, dacă voi căuta un fișier care nu există, de exemplu, etc. serve, un fișier care nu există, întoarce 2. Deci grep are un comment foarte cumva standard. 0, totul bine, a fost țuțuc. 1, bă, nu e niciun fel de eroare, dar nu a găsit nimic. Deci el cumva a încercat, nu a fost eroare, a găsit o casă, a găsit o cameră, a căutat prin dulapuri, n-a găsit nimic. Bă, șeful era acolo casa aia, dar n-a găsit nimica. Ăla înseamnă 1. Dacă după aceea se spune, bă, a căutat ca nebun, n-a găsit niciun fel de casă, era teren minat acolo, nu era nimica, întoarce 2. Spune, băi, eu am încă, dar n-a mers nimica. Ambele, și 1 și 2, din perspectiva celui ampersand, ampersand și pipe, sunt eroare cu insucces. Dar diferența mai importantă este că unul îi spune, nu a fost cea care să fie o eroare, dar n-am găsit nimica, iar 2 este, băi, a fost o greșeală pe acolo, ceva n-a funcționat. La fel, de exemplu, mai devreme, când dau comanda asta, dacă dau echo doar să întrebări, este cu 0, a reușit. Dacă îți dau comanda, să spunem, test 1, 2, 3, care fișe, fișe care nu există, îmi spune că e problemă, îmi dă eroare. Mai ales în scripting, astea sunt esențiale ca să știi, băi, a mers cum trebuie, merg mai departe ca să poți continua, vrei să te asiguri că o comandă anterioară a mers cum trebuie. Și atunci ori te uiți la dolar semn întrebării, ori folosești ampersand, ampersand sau mai mare, ca să condiționezi execuția unei comenzi de execuția comenzii anterioare. Hai să mai așa un picuț, un minut să urmegăm informațiile astea. Dacă vreți să uitați voi în istorie, să uitați acolo cam ce comenzi am rulat, dacă mai aveți nelămuriri, uitați-vă acolo. Test.c fără 2. La cat. Cine a dat cat să dea cu test? Da, doar pentru eroare. Da, exact.
Bun. Și hai să mai arăt o chestie pe asta cu tracing-ul, anume, ce se întâmplă când eu dau comanda ls pipe, hai să-i spunem out. Ce se întâmplă după ce voi rula comanda asta? Va scrie output-ul din ls în fișierul out. În fișierul out, da? Și dacă mă uit cut out, văd asta aici. De exemplu, dacă mă uit acum și în shell, o să văd că mai devreme a executat, trebuie să fie pe aici undeva, sunt puțin. Aici a făcut un clone. Stai, unde este execul? Nu mai îl văd. Are doar bin cut-ul. Aici, a executat ls. Deci a dat bin ls, a dat cut și după aceea aici la sfârșit a dat chiar și cut. De acolo să facem chestia asta din nou. Dăm așa. Dacă dau comanda asta, apare aici că execută pe ls și dacă dau din nou comanda, pardon, în fine, am dat iarăși ca fire aici. Dacă dau iarăși comanda de cut, umblează cut, a luat aici. Bun. Acum să facem următoarea chestie. Hai să presupunem că vreau să pun și output-ul lui ls și output-ul lui ps în fișierul out și vreau să le secvențiez să vină acolo. Da? Bun. Ce va fi acum în fișierul out? Uitați-vă la ce s-a întâmplat pe ecran. Deci se pare că ls-ul a scris în output, iar ps-ul a scris în fișier. Exact. Deci pare că așa a fost. Stai să ne ia. Așa este? Da, așa este. De ce? De ce s-a întâmplat așa? De ce nu și output-ul ls este în fișier? Pentru că sunt două procese diferite, cum ai spus tu, nu comunică între ele. Nu comunică între ele. Și ce se întâmplă este că operatorul ăla mai mare e cumva, dacă, într-adevăr, e mai este, nu comunică între ei, principala explicație, dar operatorul mai mare cumva are un fel de precedent, să spunem, față de operatorul punct și virgulă, și el se aplică doar pe ps. Da? Deci tu îi spui doar ps-ul, îi spune în out. Ls-ul a urcat acolo, după care, deci cumva comanda e una, o comandă este ls, altă comandă este ps out. Așa le execută shell-ul. Face două clone, într-o clonă execută ls, și într-o clone, după ce execută ls, tot am mers cum trebuie, gata, a dat, deci face așa, clone, exec, exit, ai zis, pa, bonjour, după aia ăsta, altul face ps, exec, pardon, clone, exec cu ps și exit, în același timp spunându-i, tu nu mai scrii la standard output, scrie în acel fișier. Și asta este tot. Dacă puneam paranteze înainte de ls și după ps, avea pic de cauză. Foarte bine. Exact asta o să facem acum. Dar înainte de toate, hai să ne uităm atâția cum se întâmplă într-adevăr în shell chestia asta, ca după aceea ce se întâmplă de fapt cu acele paranteze. Deci dacă dau comanda asta, într-adevăr se execută clone, exec de bin ls exit, apoi încă o dată clone, exec, exit. Pur și simplu. Deci cam mai devreme, ca acum în cazul ps-ului, se scrie la standard output. Și aici spunem aceste paranteze de care spuneam noi. Deci să punem paranteză înainte și după ls. Hai să ne uităm încă ce face chestia asta. Și dacă acum o să dau out, e într-adevăr ce trebuie. Adică output-ul ambelor procese se găsește aici. Ce face de fapt comanda asta? Astea sunt parantezele, sunt tot operatori shell. Deci dacă operatorul shell de punct și virgulă era un operator de secvențiere, să mai am avut operatorul ampersand, ampersand, sau mai mare, mai mare, sau pipe, pipe, sau mai mare, mai mare, la fel și parantezele sunt operatori pentru shell. Ce face shell-ul? Ce bănuiți voi că face shell-ul când vede aceste paranteze? Ce se întâmplă în spate? Prioritizează comenzile din interiorul parantezei sau le pune cum ar veni primele.
Păi și ce face cu mai marele ăla? De avut în vedere... Păi vede LSPS ca o singură comandă. Ok, deci foarte bine pusă intuiția asta. Trebuie să vadă cândva ca o singură comandă. Deci trebuie să vadă cumva... hai să dăm aici un pic să facem cum ar fi să arate asta, să spunem intuitiv. Ar fi așa, el trebuie să vadă aceste... Hai să șterg un pic asta. Deci el trebuie să vadă aceste două comenzi ca fiind cumva una și aceea. Deci el când vede ls, punct și virgulă, ps, trebuie să le vadă ca una singură. Pe de altă parte însă, de ce? Pentru că după aia el trebuie să le spună, el trebuie să spună cumva acestei comenzi compuse, băi, tot ce afișezi tu, vreau să scrii în acest fișier. Deci cumva el trebuie să se adreseze unei singure comenzi. Beleaua este că el nu poate să facă asta, nu poate să adreseze unei singure comenzi, când de fapt sunt două procese. Și atunci ce o să facă share-ul? Și atenție aici că asta e o chestie care, după ce o înțelegi, pare clar că așa este, dar nu este neapărat intuitivă. Ce face share-ul? Share-ul este aici. Ăsta este share-ul. Ce face share-ul când vede parantezele puse așa? Spune, băi, ce este de aici trebuie să fie văzută ca o singură comandă, ca un singur proces. Cum poți să faci tu când de fapt două procese apară ca unul singur? Păi faci un fel de cap de familie. Faci un fel de arborescență familiară. Vorbești cu ce-o fi, patriarh, matriarh, ce vreți voi, al familiei. Vorbești cu un cap al familiei. Faci ce faci? Mai creezi un proces nou, deci faci un clone și creezi un cap de familie, un proces bash. Deci tot un proces cel. Nu e relevant că este. Și faci un proces, este capul familiei. Acest proces va scrie în out. Și tu îi spui, procesul nou creat, cap de familie, scrie în out. Când un cap de familie, când un proces scrie în out, orice creează el ca procese, moștenesc această chestie. Tot scrie un out. Și atunci ăsta va crea, folosind clone, alte două procese, încă un proces, să spunem, încă un proces bash aici și încă un aici, care după aia ăstea vor face exec. Și unul va executa PS și unul LS pe rând. O să facă exec și apoi exit, exec și apoi exit. Și ambele moștenesc out-ul ăstuia. Chestia asta cu paranteze așa se cheamă în termen tehnic, în limbajul shell-ului, că am creat un subshell. Și ăsta este acest subshell. Sub-shell. Trebuie să lăsăm asta un pic să se sedimenteze ca să ne asigurăm că acestea, că nu vă spun din Dodi sau vă iau pe vrăjală, hai să vedem că în adevăr se întâmplă asta pe share, pe S3. Hai să revenim cu share screen-ul și să ne uităm, hai să dăm aici niște enter-uri. Și să ne uităm că, într-adevăr, ce mai se și întâmplă. Hai să vedem. Hai să luăm cu începutul. Se creează un proces nou cu PID-ul 18148. Deci, acest proces, procesul nostru bash avea un PID cu 16. Ăsta era 16 ceva, nu știu, 16177 să-i spun. Ăsta creează un proces nou. O să punem și o să vă arăt și pe ecranul meu. Creează un proces nou care are feed-ul 18148. Acest proces nou creat este acest subshell, tot un bash. Procesul nou creat apare acolo feed 18148. Ăsta, acest cap de familie, este cel care creează un proces nou. Creează un proces nou cu PID-ul 18149 și acel proces nou 18149 de aici, 18149, execută LS. Execută LS, după aia la iese și vedem mai jos că tot PID-ul 18148 creează un alt proces care se cheamă, are PID-ul 18150.
Iar acest proces 1850 execută PS și apoi ES. După care la sfârșit și PID-ul 18148, capul familiei, apelează asta exit și toată această arborescență, acum de 3 procese, ajunge la final. Asta s-a întâmplat, asta se întâmplă în shell. Și o să revin eu acum cu blast ăsta deschis aici în terminal și o să refac imaginea să apară cea de aici. Deci procesul shell a creat un cap de familie cu PID 18148. Ăsta după aia a creat alte două procese. Ăsta a fost redirectat către out. A zis tot ce faci tu și copiii și nepoții tăi scrieți în out. Și după aia ăștia nou creați au fost PS, da, care a făcut, sau LS ce a fost, a făcut exec exit. După ce s-a încheiat, a făcut altă exec exit și ambele și-a pus informațiile pe rând în fișierul out, moștenit de la capul de familie. Când ăsta ies și ăsta iese, tu se revin. Deci în situația asta creăm trei procese, creăm acest proces intermediar pentru a putea redirecta toate informațiile în out. Multă lume vede chestia acolo, zice că partizele sunt un fel de chestie așa de prioritate, că sunt cansi, nu? Că sunt astea zi forme de schimbare a priorității. De fapt, în spate însă se creează un subshell. Și este de avut în vedere că poate să însemne consum de resurse, poate să însemne și alte lucruri. E o chestie de finețe, dar destul de relevantă când în scripturi sau în comenzi folosești paranteze și știi ce se întâmplă în spate. Trebuie să stăm pe asta 2-3 minute, o să stăm așa un pic să intrăm în ea. Trebuie să, asta o să fie o chestie care o să o mai rumegați și după o să ceapă să devină din ce în ce mai clară. Nu o să fie așa clară, bam, dintr-o dată. Trebuie să o rumegăm. Întrebări, dacă aveți, de orice natură. În afară de a redirecționa spre același fișier, ce alte, să zicem, use case-uri în care ar trebui să folosim parantezele? Ai mai vedea sau te-ai mai întâlnit de-a lungul experienței? Am una care vine acum, să dacă mai e și altceva. Bănuiesc că ai putea folosi și pipe-ul, nu? Și să lucrezi pe rezultat. Nu poți să folosești pipe-ul pentru că gândește că dacă tu folosești pipe-ul, ce face pipe-ul? Pipe-ul îți ia o comandă, pune în țeavă, alta ia de acolo. Trebuie într-adevăr să ai o comandă care îți ia din țeavă și dă mai departe. Adică ești cumva, dacă după aia o să pui să spunem out, trebuie să ai ceva aici, ai A, pipe B, mai mare out, tu așa spui, nu? Trebuie comanda asta să facă ea ceva care să ia acest rezultat și după aia să îl concateneze cu ce vrea ea să facă și să-l pun aici. Ori nu știu că este astfel de comandă. Deci e că nu e așa de ușor de făcut chestia asta. Cea mai simplă chestie este paranteze. Că fiecare își face treaba ei. Nu trebuie să te gândești că, a, da, dacă iau eu una într-un pipe și după aia pe lângă ce generezi, eu mai pun și chestia ta. Nu se întâmplă. Dacă cu acest pipe
nu-l poți lega de redirectare. Trebuie comanda asta să-l lege, știi? Deci ce mai puțin urmați să pui paranteză. Un use case pentru treaba asta mai e următorul. Nu o să te lezi acum prea mult. Treaba asta e cum să aveți voi în vedere. La un moment dat dorești să modifici o variabilă doar pentru anumite comenzi. De exemplu, o variabilă internă shell-ului foarte utilă se cheamă ifs. Hai să vă arăt asta într-un share screen. Aici. Dacă ifs vine de la input field separator. Hai mă. Și dacă veți da $ifs, hai să punem și să punem așa cumva, să punem între diezuri. Da? Ce valoare are ifs? Uitați-vă la output. New line, enter. E new line. Deci ifs este new line. Ce înseamnă că dacă eu citesc anumite utilitare ale shell-ului sau read-ul sau ceva, țin cont de ifs. Dacă vedeți, de exemplu, man bash, căutați ifs, vă spune care e faza cu el. The internal field separator used for word splitting, bla bla bla, știi? Am încadrafat, scuzați-mă. Este space tab new line. Dacă vreau să văd că într-adevăr așa este, dau aici un xxd și într-adevăr este 20 care este space-ul, este 09 care este tabul și este 0A care este enter-ul. Deci ne-am luat țeapă. Pentru că ele sunt caractere care sunt albe, nu le vezi, nu ne-am prins. Trebuie să ne uităm cu el cu hexadecimal ca să văd când adevăr sunt caracterele astea. 23 este diezul, iar ifs-ul este 20 spațiu, 09 care este tabul, 0A care este new line-ul. Deci ifs-ul ăsta are chestia. La altul poate vrei să fie ifs-ul virgulă. Da? Și vrei să folosești acel ifs să fie virgulă și după aceea doar pentru comanda ta. Și atunci ce faci? Faci genul ăsta, deschizi un subshell, pui doar în acel subshell ifs egal cu virgulă, ai de nu știu ce comandă și după aia închizi. Asta e foarte util în script, mai fac eu chestia asta. Și atunci tot ce rulează înăuntru are ifs-ul actualizat, ce are deasupra nu are ifs-ul actualizat, nu mai este actualizat, că este al shell-ului nou creat, al shell-ului inițial. Adică tu acum creezi un subshell, în acel subshell modifici ifs-ul, care se modifică doar în acel subshell, nu și mai departe. Și atunci ăla după aceea alte comenzi cu chestia respectivă. Ăsta mai folosesc eu în scripturi. Când vreau să am un alt separator, nu mai fac chestia asta. Evident, mi-a spuneți, da mă Răzvan, dar se poate face foarte simplu chestia asta, ai putea să faci foarte bine și așa, să spunem old ifs egal cu $ifs, după aia pui, să spunem, pui ifs-ul, pui pe virgulă, după aia execuți comenzi și după aia execuți ifs egal cu dolar egal cu old ifs și e la fel de bine. Da, într-adevăr, există și chestia asta, dar e un pic mai complicată. Prefer să le pun într-un subshell și îți faci nu știu chestia asta cu ele. Deci ăsta cu ifs este un alt use case pentru a folosi subshell-uri. Ok, mulțumesc. Perfect. Bun. Așa, și ca o chestie, aici am chestia asta cu PipeXXD. Apropo de asta. Îmi puteți spune intuitiv ce se întâmplă aici? Câte procese sunt create aici? Hai să dăm un... vă spuneți voi și după aia mergem mai departe. Câte procese sunt create? Unu. De ce unu? S-ar crea pentru PipeXXD. Și de ce pentru Echo nu? Că ar fi built-in. Că e comandă internă, nu? Da. Hai să vedem cum este. Dăm asta. Se creează procesul 1.8.3.1. Da? Se creează procesul 1.8.3.2. Și după aia ambele ies. Deci aparent n-ai avut dreptate. S-au creat două procese. Observați? S-au creat procesul 1, încă un proces, dar avem cumva
doar un exec, nu avem două execuri. Deci ceva interesant s-a întâmplat aici. Când am comanda EcoPipe, hai să, hai să ne uităm pe un ecran cum arată chestii ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat așa. Am avut așa. Eu trebuie să rulez o comandă. Da? Deci am o comandă, să spunem comanda A, care vine prin comanda B. Și o să-i spun, băi, eu trebuie să am un proces A și un proces B. Procesul ăsta va scrie în pipe, procesul B va scrie din pipe. Deci ăsta cumva, în loc să scrie la terminal, va scrie în țeavă, în pipe. Ca să nu mă complic să schimb și mai departe, întotdeauna voi crea un proces nou. Voi crea un proces pe 1 și un proces pe 2. Creez procesul pe 1, îi spun Google, tu scrie în pipe. Creez procesul pe 2 și îi spun Google, citește din pipe. Și după aceea fac treaba. Deci eu shell-ul voi crea două procese care vor face chestia asta. Numai că acest proces, deci în cazul în care dau comanda echo pipe xxd, se face așa. Aici este bash-ul, ăsta este shell-ul. El face așa. Face un proces nou pe 1, ăsta face un proces pe 2, folosind clone. Ce înseamnă că îți face clone? Ele sunt procese identice cu bash-ul. Sunt la fel, n-am nicio modificare. Pe 2-ul, în schimb, face și exec, pentru că vrea să execute xxd. Ăsta însă, pe 1, nu face exec, pentru că el este bash și pentru că are intern comanda echo. Din acest motiv, în output-ul nostru din terminal, ne apare cum scrie acolo? Deci clone, ăsta face exec și apoi amândouă ies. Unul singur face exec. Doar de amorul artei, dacă dau comanda echo A, pipe, echo B, care n-are niciun fel de sens comanda asta. Scuze. Așa. Dacă dau comanda echo A, echo B, îmi puteți spune câte procese vor fi create? Ce părere aveți? Echo A, pipe, echo B. Avem între 0, 1 sau 2. Cred că cel pentru pipe. Te-ai zis? Cred că, da, de fapt nici... Mă gândeam că doar pentru pipe una să facă, dar n-are ce să plece pe pipe. Nu e relevant, crezi, că el nu știe ce este acolo, el nu știe comenzile astea. El vede un pipe și spune, bă, sunt două procese. Deci, în cazul ăsta, va crea două procese. Da? Numai că niciun proces nu face exec. De ce nu face niciun proces exec? Sunt comenzi interne? Sunt comenzi interne. Când a făcut clone, a creat încă două shell-uri noi. Ălea deja, e gata, game over. La fel, dacă dau comanda, bine, încă o dată, comenzile n-au sens. Le facem doar de ca să... E strict didactică chestia asta. E doar să vedem cum arată lucrurile. Dacă dau comanda să-i spunem help echo pipe pwd, ambele sunt comenzi interne. Da? Se fac două fork, două clone-uri, niciun exec. Când dau o comandă internă, cum ar fi, mai dau niște enter-uri pe aici, o comandă externă, cum ar fi, să-i spun pe asta, ps pipe pwd, una dintre ele, primul proces, face exec, îl altul nu face. Deci el când vede pipe, automat creează procese, pentru că aceste procese vor avea modificat ceva. Unul va scrie din pipe, unul va scrie în pipe, în această țeavă, în loc să scrie
sau să citească de la terminat. Și pentru că au modificarea asta, nu vrea să se complice. Bă, mă schimb eu cumva, îmi tai o mână și îmi pun alta. Nu, nu. Fac doi copii, le tai lor la mâini, picioare, ce fi pe acolo, și după aia îi duc în lume. Da? Nu să se modifice pe sine. Atunci orice doctor vede pipe, pentru că pipe-ul impune anumite modificări, creează procese noi. Dacă asta are un pic de logică, facem următoarea chestie. Comanda ecoana are mere. Face vreun clone sau vreun exec sau vreun exit? Da sau ba? Nu. Nu. Hai să dacă așa este. Perfect, așa este. E, acu e acu. Comanda... Dă-mi un share screen, te rog. Cu scuze? Un share screen, te rog. Dacă am crezut că v-ați rămas voi acolo, cum ai să mai arătă, să zice, în regulă, imediat. Deci, am dat cu mai sus comanda ecoana RMR și n-am făcut nimic. Da? A rămas blank. Dacă însă dau comanda, atenție mare, gândiți-o bine pe asta, nu vă grăbiți. Ecoana RMR mai mare în out. Se creează cumva un nou proces? Mai mare în fișierul out. Ați vorbit doi simultan și n-am înțeles. Zi tu, Cristi. Am zis că ar trebui să creeze proces, pentru că va trebui să scrie output-ul lui Echo în out. Nu mai scrie. Că trebuie să-i tai o mână, să facă ceva alea. Bă, acum tu nu mai vorbești pe gură, vorbești până altă parte, că ai acel fișier. Va face și exec? Se va executa ceva? Adică, până acum am crezut de acord că face un clone, pentru că trebuie să creeze un proces nou, că îl modifică pe ăla. Întrebare. Zizi. Nu va face niciun exec, că totul este intern. E comandă internă. Băi, opa. Tot așa la shortcut-uri din acestea putem ca să și afișăm pe ecran și în același timp să și scriem un fișier? Stai un pic, deci vrei ca output-ul lui Echo să ajungă în ambele părți? Da, să ajungă și în fișier, să ajungă pe ecran cumva. Se poate. Așa. E, ce se întâmplă este că în cazul de față nu face un proces. M-am înșelat și eu, m-aș crede un proces, nu creează. Ce se întâmplă de fapt în spate este că shell-ul deschide el de mână acest fișier, îl deschide și după aia, pentru care toată funcționalitatea internă, execută acea comandă intern și îi spune să scrie într-un fișier fără să se modifice pe sine. Deci, într-adevăr, m-am înșelat aici și eu m-aș fi așteptat să pun într-un fișier, dar nu face. Pentru că poate să facă chestia asta. În cazul alt însă, când ai pipe, nu poate ști ce este în fiecare caz în parte și din acest motiv te creează tot timpul fișiere. Deci în cazul ăsta, în mod, și eu nu mă așteptam la chestia asta, creează așa ceva. Ca să facem însă, deci poate, ce face și el în spate, deschide acel fișier și pentru care toată funcționarea înăuntru, face ca acea comandă internă, fără să se modifice, fără să-și taie sie și o mână sau ceva, pune într-adevăr informația în acel fișier. Deci nici aici am creat un proces nou. Dacă doar de amorul artei, doar de demonstrație, am pune chestia asta așa aici, într-adevăr ar crea un proces nou, pentru că ar crea un subshell. De-aia ar fi singura chestiune. Deci m-am înșelat și aici cu chestia asta, într-adevăr aici nu creează un proces nou. Așa, cred că ai spus mai devreme, că Daniel, ai zis mai devreme că te-am mai întrerupt un pic sau te-am întrerupt și nu mai cred că ai punctat ceva. Ce a fost să că ai punctat? Doar că vreau ca să te întreb dacă putem ca să scriem și în out, dar să și afișăm. Da, exact. Așa. Ce se întâmplă? Există situații în care tu vrei ca un mesaj să fie cumva, hai să spunem așa, bifurcat. Da? Să fie și pe un fișier, să fie și la standard output. De exemplu, vreau comanda PS, vreau ca acest output să ajungă și la terminal, vreau să fie și în fișier, să nu se de două ori aceeași comandă. Și chestia se poate în felul ăsta. Există o comandă care se cheamă TEE.
ca un fel de T din ăla, T-ul este ăla pe care se pune mingea de golf, dacă nu mă înșel. Ce face comanda T? Ce vine la intrarea standard, afișează la ieșirea standard și în același timp și în fișierul primit ca argument. De exemplu, dacă îi dau aici, nu știu, hai să spunem din nou, îți dăm pe key clasicul out, ce se întâmplă la comanda asta? T out. A afișat ce a venit la intrare, a afișat la terminal și dacă mă uit acum în out, același rezultat este și în out. Deci asta face T-ul. T-ul ia ce are la intrarea standard și pune și la ieșire și în în fișierul primit ca argument. Astea le-ai pe amândouă, în amândouă părțile. Ăsta este modul în care vreau ziceți voi să aveți să spunem un o informație pusă și colo și colo, că aveți nevoie de mai multe. Ce este foarte interesant este că tu poți acum, dacă vrei, să treci comanda asta, să spunem printr-un grep, hai să spunem PS. Îmi puteți spune ce s-a întâmplat aici, ce va conține out și ce s-a afișat acum la terminal. Ce s-a afișat la terminal? Păi, în fișier o să fie output-ul complet de la PS, iar pe output este ce a grepuit de la PS. Exact. Deci e ca și cum T-ul nu ar fi acolo, T-ul e doar intermediar, doar un om pus acolo ca să dea informație și în altă parte. Da? Deci cumva informația, aceeași informație ajunge și în fișierul out, ajunge și în, și în grep, dar în, în out ajunge nemodificată, pentru că grepul se apucă și modifică din ea. Rolul operatorului pipe este acela de a filtra succesiv informația. Unix, Linux-ul are filozofia asta, Windows are chestia este cumva object-oriented, Linux are filozofia text-oriented. Totul este text, fișierele sunt text, comenzile dau text și vrei cumva să preiei rezultatele unei comenzi și să le treci succesiv prin alte comenzi. Aceste comenzi care preiau de undeva input și dau undeva output se cheamă filtre de text. Grepul este aici, inclusiv XXD-ul e acolo, T-ul este aici, acel QUT este aici, acel head care ți-a doar primele două intrări, tail-ul care ia ultimele intrări, sunt astfel de filtre care preiau informația. By default, el ia de la standard input, dau la standard output. De exemplu, cut-ul e cea mai simplu formă de filtru, care ce face, ce scrie la input, dă la output. Nimica special acolo. Grep-ul e cea mai special, ce îi dai la input, afișează la output doar dacă are șirul Ana. De exemplu, dacă dau Ana are mere, pe ăsta la afișează. Dacă îi scriu un să bubu, pe ăsta nu mai afișează. Da? Deci ăsta sunt toate comenzi care fac așa. XXD-ul la fel. Dacă scriu A, ăstea după aia le așeză la ieșirea asta. Și cumva, ăstea sunt toate comenzi care fac această filtrare. Modul lor foarte util este folosind pipe-uri, în care la pipe-uri înlocuiesc intrarea standard cu o țeavă de la intrare, eventual cu altă țeavă de la ieșire. Și atunci astea le pot cumva înlănțui una după alta pentru a obține un efect, pentru a ajunge să am informația pe care mi-o doresc. Cum am mai devreme, voiam să văd chestia, bă, ce se întâmplă la IFS și atunci filtrez informația asta prin XXD. Dacă vreau să-mi apară doar conținutul, mai dau și un echo-n, să nu apară acel new line implicit și apar cele trei caractere din XXD. Spațiu, tab și enter. Ăsta este rolul pipe-ului, să luăm informații dintr-o parte în alta, să le ducem către alte comenzi într-o formă finală. Și acestea sunt tot felul de filtre. Cut e doar pentru afișare. Da? Asta este chestie simplă. Există comanda nl. De exemplu, dacă dau comanda nl pe un fișier, pe out,
ce face asta? Îți spune line numbering. Deci avem NL pentru numerotare de linii, line numbering. Altă comandă este head pentru, să spunem, primele N linii, first N lines. Am comanda tail, last N lines. Am comanda grep, select lines matching pattern. Deci se trebuie doar multe linii care au un anumit conținut. Mai există QUT care, să spunem, select certain columns. Mai există comanda TR care face transliterate, care se aduce o linie. De exemplu, dacă dau TR, dacă exemplu dau echo Ana are mere, pardon, Ana are mere, și dacă dau TR A mic în A mare, în A mare, nu Z mare, în Z, în A mare, ce am spus aici, mi le traduce. Deci cumva să face transliterate. Mai este comanda sort, care le sortează. Alfabetic, numeric, cum se nimerește. Mai există comanda unique, care face, să spunem, scoate duplicatele, rămân doar le-a unicate. Okay? Deci astea sunt tot felul de astfel de filtre. Mai sunt și altele. Mai este un filtru care se cheamă format. Mai sunt tot felul de chestii drăguțe. Și de așa le iei din aproape în aproape. Iei textul și după nevoile tale te apuci și îl prelucrezi. Trebuie să fie foarte clar care este use case-ul tău și după aia modul în care tu le legi unele de celelalte. Dar cam așa arată lucrurile. Și vreau să luăm pauză în contra, să arăt o chestie. Și după aia o să mai facem un mic sumar după pauză și după aia ne apândăm de lucru. Chestiile astea, aceste filtre, sunt, deci filtre, astea sunt filters, sunt comenzi care ele vin cam așa. Deci ai cumva, să spunem, ai input, inputul ajunge la filtru și se duce la output. Inputul și outputul pot să fie ori fișiere sau pot să fie comenzi. Dacă sunt comenzi, noi le folosim cu ajutorul pipe-urilor. Adică am ceva în genul, să spunem, comanda 1, filtru 1, filtru 2, filtru și mai departe. Comanda asta, com 1, îi vom spune că este un generator. Asta ne generează nou text, iar apoi filtrele îl vor prelucra. Deci ai comenzi de generare și comenzi care fac filtrare. Grep, tail, head, q, t, t, r, sunt comenzi de filtrare. Comenzi de generare pot să fie, nu știu, ps, df, lscpu, orice comenzi folosiți voi care vă afișează mult text, comanda find, de exemplu, care parcurge tot sistemul de fișiere. Orice comenzi așeză multe informații și vreți cumva să le filtrați, sunt generatoare. Iar filtrele vin să filtreze, să selecteze, să prelucreze acest conținut general, folosind operatorul pipe. Deci dacă dau find, nu știu, cut minus, vreau să separ după slash-uri, să iau al doilea câmp și le iau așa, și după aia pe ăstea le sortez, și după aia pe ăstea le unicizez, și după aia ce mai fac cu ele? Nu știu, mai fac un grep după an, o să obțin așa ceva. Deci ăsta sunt un mod prin care fac tot felul de prelucrări. Iau din aproape în aproape un output și mă apuc. Îl tai pe coloane, îl sortez, unicizez, îl decupez pe linii, ce vreau să fac. Partea cea mai tricky în toată afacerea asta e să te prinzi pentru use case-ul tău care e cea mai bună formă, pentru că există un risc să ajungi să legi comanda 1, comanda 2, filtru 1, filtru 2 și de fapt să fi fost o opțiune mai bună a unei comenzi undeva și în loc să pui 5 pipe-uri, mergeau într-o comandă sau doar într-un singur pipe. Asta cred că e cumva ține de experiență și asta o să mai reamint unui periodic aici, ca să știi când vrei să automatizezi ceva, să rezolvi un use case, care este cel mai bun mijloc de a face chestia aia. Asta vine odată cu experiența și cu exercițiul. În măsură ce ai mai multă experiență și mai mult exercițiu, îți va fi cumva mai clar cam în ce direcție trebuie să mergi și ce opțiuni îți oferă fiecare comandă care sunt adecvate pentru use case-ul tău.
Bun. Hai să facem, vă rog, o pauză până la și 50 și după aceea să vă spun despre Command Expansion și să intrăm în partea lucrativă. Facem o pauză, ne vedem în 13 minute la 10.50 înapoi aici. O să opresc filmarea, ne vedem în 12 minute.